Hai, Dărluța, mamă, să facem vlog. Hei, salut, eu sunt Maria și sunt astăzi aici cu Darla, care nu-i deloc încântată de lumină. Da! Când e prea multă lumină, ea nu se vede. Când e prea puțină, eu nu mă văd. Uite-te, uite-te și tu, cu când mă dau mai în spate, o să ajungi să-mi vezi doar dinții. Ce nebună ești! Challenge-ul de astăzi, în timp ce își face... Iar? Își face freza Darla. Challenge-ul de astăzi se va numi Spui adevărul sau bei. Am pregătit fiecare câte o serie de întrebări pentru cealaltă și în funcție de dificultatea întrebării... În funcție de întrebare, da, o să ne îmbătăm sau nu. Adică vom putea să răspundem sau nu. Am ales această sticlă de vin roșu pentru că n-am altceva în casă în acest moment. Ca să fie și mai... Chichipau-au acest challenge. O să avem aceste shoturi. Ei bine, la întrebarea 1, pentru că dificultatea este mai ușoară, dacă nu vrei să răspunzi la întrebare, dai un shot. La întrebarea 2, ei bine, trebuie să dai 2 shoturi. La întrebarea 3, 3 shoturi și tot așa. Cred că s-au prins. Hai să punem deja shoturile. Ok. Eu mi-aștept shot-ul aici. Mulțumesc. Ce frumos că ce... Zici că sunt la biserică și beau de aia. Dai și pâine? În părtășanie. Deci dai și pâine? Da. Hai că oricum e ca la spovedanie aici. Hai, te spovedești și după aia te împărtășești. Aduc pâine. Hit me. Spune-mi sincer. Spune-ne. Care ți se pare cel mai enervant membru din Five Gang? Bei sau spui? Ce? A lăsat paharul jos, oare are de gând să răspundă? Stai să mă gândesc. Să răspundă. Deci stai așa, cine e în Five Gang? Shelly, Gami, Dia... Pain. Ah, Pain și... Era unul. And the other guy. Ah, și Exploit. Și Pain? A răspuns, nu pot să cred, nu credeam că o să răspundă. Bine, hai că vine întrebarea mea. Răspunde sincer, ce îți displace cel mai mult la Cosmin? De unde să încep? Îmi displace faptul că este foarte, 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 foarte gelos. Foarte! Oh no, you didn't! Foarte! Să scrii mare aici, foarte! Foarte gelos. Da. Ai răspuns, deci n-ai băut. Wow, hai, bag următoarea întrebare. Deci la următoarea întrebare, practic, trebuie să dăm două de astea, pentru că deja întrebarea 2. Părerea ta sinceră despre faptul că au apărut atâtea ganguri. Dă-i, 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 shot, shot. Nu? Ce gang de pe YouTube ți se pare cel mai nașpa? Yeah. Stai mă, în primul rând care sunt? E Five Gang, e... Măi, orice gang ai zice, înseamnă că disuiești mai mulți vloggeri în același timp, deci... După ce ai disuit-o pe Emia Lupei în vlogul de la tine de pe canal, nu cred că îți permiți să stârnești mai mult scandal. Ia, ia și bea, hai. Hai, bosică, ciocnește tu cu tine. Păi ai așa, ai Five Gang. Așa. Pancakes. Green Gang. Sunt și LA Gang. Care se numește Pancakes. Da. Ia, mod. Darla! Mhm. Îmi place cum faci așa. Mhm. Hai, numește. Da. Cel mai enervant YouTuber pe care ești. Cel mai enervant dintre toți, cineva la care nu pot să mă uit că mă enervează foarte tare? Da, nu-ți place nici comportament, nici atitudine, nici ce face, nici nimic. Te enervează pe tine, pur și simplu, dar să fie român. Deci cel mai enervant YouTuber? Bă, unul care mă enervează, efectiv. Adică vine în cap doar Andra Gogan, înțelegi? Contrar opiniei populare. Nu încerca să ameliorești. Nu, contrar opiniei populare. Nu mă enervează atât de tare, Andra Gogan. Mai enervant e frasul. Mult mai enervant. Aoleu, la ăla chiar nu pot să mă uit. Dar de ce te enervează frasul? Pentru că o imită super mult pe sora sa și că vorbește exact ca sora sa și mă rog, la o fată e cumva... Normal. E la locul lui cumva să vorbește așa, ca și cum ești pe Disney Channel. Bă, dar la un băiat e dubios tot de tot. La mine e o întrebare, cred că trebuie să spun deja shot-urile, Darla. Să-mi pun un paravan așa ca să mă protejez, să mă protejez de shade. De ce nu vorbești niciodată despre tatăl tău? Da, poți să-mi pui paravan.
Da, de fapt pot să și răspund, pentru că sunt prea multe pahare în momentul ăsta. Câte ar trebui să iau? 5? Nu, 3. Hai, uite, poți să răspunzi pe jumătate. Care 3? Întrebarea numărul 4. Nu, dar e întrebarea, e setul numărul 3 de întrebări. E a treia ta întrebare. Uite, poți dai 1 și să răspunzi pe sfert. Pe sfert. Nu vorbesc niciodată despre tatăl meu, pentru că este o mică poveste care spune că negrii nu au tați. Adică ești negru din momentul în care afli că ai un copil, faci ce am făcut mai devreme, adică te duci așa în umbră, te mai vede zâmbetul odată la 1000 de ani, înțelegi? Nu există așa ceva. Deci hai să-ți explic o chestie, eu nu l-am cunoscut niciodată pe tatăl meu. Fii atent, al meu îmi scrie o dată pe an pe Facebook, pentru că pe Facebook ne-am cunoscut. Da, pe Facebook, așa l-am cunoscut și pe el. Păi vezi, bravo, echipă. Dar știi cum a fost? Don't let me hanging, bravo, echipă. A fost ceva de genul, bună, eu sunt tatăl tău. Eu eram ceva de genul, mamă, după îmi zice altcineva, o fată, bună, sunt sora ta. Ok. Wow. Eu cred că consider că am două trebuie să dăm un șat în acest să moment. Șar, deci da, ca să vă da. Să înțelegeți, eu nu l-am cunoscut niciodată personal pe tatăl meu. Eu nu știu dacă el știe că e tatăl meu, dar cred că știe. Și în fiecare an, de ziua mea, pe 14 noiembrie, îmi zice la mulți ani pe Facebook. Mie nu mi-a zis la mulți ani. Și eu îi zic mulțumesc și el îmi zice la mulți ani. Am această conversație cu el. La mulți ani, mulțumesc. La mulți ani, mulțumesc. La mulți ani, mulțumesc. Și în 2017 nu i-am mai zis mulțumesc. Nu știu dacă se uită la vlogurile mele. Hai, că pentru... Concluzia... Să bem pentru tăticii noștri, care nu au avut niciodată să la suprafață. We did it without you. Daddy issues. Hai, daddy issues, am terminat cu daddy issues, next. Maria, povestește-ne, te rog frumos, sau ești invitata noastră să mai bei încă un pahar, dacă nu ne povestești viața ta sexuală, prima ta experiență sexuală. Wow, te-ai dus acolo, e efectiv. Yeah. Și vreau doar să vă zic că suntem la întrebarea numărul 4. Da, asta înseamnă 4 pahare. Da, 4 pahare sau ne împărtășești experiența ta, prima ta experiență sexuală, ceea ce ar fi o educație sexuală pentru copiii care ne urmăresc în momentul ăsta și au nevoie să știe dacă ei sunt pregătiți sau nu și de la ce vârstă. Asta trebuie să cred, de la ce vârstă a fost. Bine, dacă ne povestești întâmplarea... Poți să zic doar vârsta și să dau doar 2 pahare? Mamă, se uită și maică-mea la vlogul ăsta, dar la ce căcat ai făcut? Poți să bei 4 pahare, ai de ales! Super! Nu, o să zic doar când s-a întâmplat și cu cine. Bine. Și beau doar un pahar. Nu, bei 2. Ok, mai întâi dau un pahar, după aia vă povestesc. Bă, parcă vreau un ruj, vreau să-mi pun ruj. Cât își pune dar la ruj? Da, prima mea experiență sexuală a fost la vârsta de 15 ani. Yay, bravo echipă. Bravo echipă. Super bravo echipă. Și a fost cu cel care mi este chiar în acest moment soț. Bine. Darla, if you want. Eu știu că tu ai 3 frați. Așa. 5 pahare. Nu, 4 pahare trebuie să dai Darla în acest moment. Dacă ar fi... Nu mă pune să aleg între frații. Să fii obligată să renunți la unul dintre frații tăi, care ar fi Sabrina, Sasha sau Chrisley. Wow. Nu pot să scap de cea mai mică. Băi, e cea mai iubitoare, e cea mai drăguță. Sabrina a zis într-un story că ar vrea să te calci o mașină. Sabrina, îmi pare rău, nu mai vreau să beau 4 pahare. Dar confesia... Oh my God! Cu care locuiește. Nu. Da. Ce înseamnă să renunți? Să renunți? Trebuie să moară. Deci, cineva te obligă să omori pe unul dintre ei trei. I'm sorry for them. Yeah, no. 4? Nu poți renunța niciunul. Oh my fucking God, nu. Pentru că jocul ăsta devine din ce în ce mai greșit. Mamă, dar 4 bosică, ce faci? 4. A, da, 3, că nu poți ducă 4. Hai, tu trebuie să mă întrebi acum. Dacă ai avea de ales să stai în casă cu o persoană, Schivo sau Irina? Oh. Cu care ai sta în casă? Stai la ce număr? Suntem la numărul 5 de pahare? Da. Bă, deci înainte să fac această alegere, vreau să le sun pe fete și să le întreb dacă ele vor fi de acord. Hai, Schivo, răspunde. Yes. 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 Ah! Înainte de orice,
S-a consumat jumătate de sticlă de vin în șase. Asta eu te-am afetizat înainte de ori. Deci ea în momentul ăsta a oprit tot vlogul ca să te sune pe tine, să te întrebe dacă este în regulă să răspundă la întrebarea următoare. Dacă ai avea de ales să locuiești cu cineva în casă, pe cine ai alege între Schivo și Irina? Da, ce frumușică ești când de ce te-ai machiat așa? Da, ești machiată drăguț. Cu cine te vezi? Auzi, Bosică, dacă există vreo posibilitate să o aleg pe Irina. Nu știu ce aleg. Nu pot să aleg între voi două. Vreau să stau cu amândouă în casă. De ce mai sunat? Mă mai iubești sau nu? Dar nu este iubire între noi. Schivo, you fucked up. Acum știm pe cine vom alege. Dacă în posibilitatea în care o aleg pe Schivo, o să mă mai iubești în continuare? Nu. Am morții mei. Nu alegi. Așa că o să evit această întrebare și o să beau 5 pahare de vin cu succes. Nu pot să aleg. În timp ce dau eu șaturile astea, putem să vorbim despre următoarea întrebare pe care tu pune-o ție. Hai. Alege între. Acum mă pui pe mine să aleg. Da. M-ai pus să-mi omor sora mai devreme. Întrebarea mea a fost chiar inofensivă, zic. Am uit la ea. Alege între YouTube sau Cosmin. Păi da, dar realistic vorbind, să ai 500 de mii nu de YouTube-ul mă ajută să trec peste problemele mele de zi de zi. Depinde cum îl folosești. Și nu Cosmin mă ajută, nu Cosmin îmi dă banii pe care își faci. Ok, bine. Dar dacă alegi YouTube, trebuie să suni acum pe Cosmin și să-i zici că aveți YouTube-ul. Abonatul apelat are telefonul închis. Păi și cum ați pe WhatsApp cu video dacă are telefonul închis? S-a întâmplat. Boșilor, după niște vinuți și daddy issues, am ajuns la niște discuții. Am ajuns la niște discuții în care a trebuit să închidem camera și au trecut o oră între timp, s-a făcut seara, uite deja. Câte ceasul? E ora 19:20, deci am început undeva pe la 5, am terminat la 19:20, că mai o vin, mai o conversație, am ajuns acolo, la din alea de viață, de alea. Ne-am împărtășit aici viața, problemele, toate alea. Deci fiți atenți. Între timp să știți că am dat alea 5 șaturi de vin. Le-am dat. Da, exact, ca să știți. Da, s-au dat aici la conversație între noi două, aici mai cu pe confidențial s-au dat alea 5 șaturi. Dar pot să vă demonstrez că sticla a ajuns la nivelul ăsta. Interesant. Astea am fost, veniți și pe Instagram, facem aici cu Instagram-ul. Eu o să-mi tatuez, vă promit că îmi tatuez aici un clopoțel, pentru că știți ce urmează, nu? Noi apăsăm pe clopoțel, că nu suntem proști și noi știm ce face clopoțelul când apeși pe el și alea. Da. Știți ce urmează? Și? Bravo, echipă! Ai făcut bravo, echipă? Dublu bravo, echipă? Da. Nu e bine. De ce nu? Că trebuie să fie un bravo, echipă, în care zicem în sincron și aplaudăm în sincron. Bravo, echipă!